Acum să dau cuvântul domnului președinte José Manuel Barroso de la Comisia Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului European, stimați deputați, în urma unei reuniuni lungi, dar constructive, ce s-a încheiat doar în urmă cu câteva ore, mă bucur să mă pot afla aici, în această dimineață, și să confirm faptul că astăzi Europa este mai aproape de rezolvarea crizei economice și financiare și de reluarea cursului de creștere. Summitul european a luat decizii importante care vor permite acest lucru. Comisia a solicitat, înainte de acest summit, o abordare cuprinzătoare. Am insistat ca o serie întreagă de aspecte ale crizei să fie abordate împreună, în mod proactiv, nu doar ca o reacție. Pe 12 octombrie v-am făcut o propunere în ceea ce privește mecanismul de creștere, o foaie de parcurs cu privire la creștere și stabilitate. Și sunt bucuros că Parlamentul l-a susținut. 5 puncte au fost discutate în acest Consiliu European și s-a ajuns la unele acorduri. Știm că ele nu sunt soluția finală, ci sunt doar începutul unei munci foarte grele ce urmează. Însă avem o cale ambițioasă pentru viitor. Am să vă explic punctele unul câte unul. În primul rând, în ceea ce privește Grecia. Soluția găsită în această dimineață s-a referit și la implicarea actorilor privați, ceea ce va permite Grecia să continue reformele sale. Dorim să lucrăm la un al doilea program de asistență financiară până la finalul anului. În al doilea rând, în ceea ce privește fondul de stabilitate financiară, este vorba de efectul de pârghie, care va fi crescut de 4 sau 5 ori. Comisia a propus consolidarea acestui fond și acordarea de mai multe competențe pentru acest fond. Crearea unei protecții, unei bariere este de asemenea foarte importantă, pentru că subliniază credibilitatea tuturor acțiunilor noastre. În al treilea rând, în ceea ce privește băncile, deciziile luate ieri de către statele membre au pus bazele restaurării încrederii în sectorul bancar european. Lucrăm la un sistem de finanțare pe termen lung a băncilor. În același timp, băncile trebuie să aibă o capitalizare mai mare, ținând cont de expunerea la datoria străină. Banca Centrală Europeană și BEI se vor coordona pentru a pune în aplicare aceste acțiuni. De asemenea, mă bucur că Italia și-a luat angajamentul de a face noi reforme și structurale. Acest lucru a fost confirmat de către Italia în timpul discuțiilor, dar și în timpul și în concluziile adoptate. Este foarte important ca Italia să pună în practică aceste angajamente conform unui program foarte clar. Comisia va avea responsabilitatea de a monitoriza aceste eforturi. Stimați deputați, aceasta este situația în aspectele cele mai urgente și cred că avem acum o platformă pentru a continua munca noastră. Sunt mulțumit de asemenea că concluziile summitului au subliniat rolul Comisiei în ceea ce privește guvernanța economică. De asemenea, șefii de stat și de guvern s-au angajat să îmbunătățească, să consolideze rolul Comisiei în coordonarea politicilor naționale, economice și bugetare. Comisia s-a angajat să existe o uniune economică reală, către convergență așadar, și vă anunț că luna viitoare vom prezenta un pachet cuprinzător pentru îmbunătățirea și aprofundarea guvernanței economice în Uniunea Europeană. Acest lucru va include un regulament pe bază de codecizie care să lege supravegherea de FESF și mecanismul
de stabilitate pe baza articolului 136. De asemenea, un regulament cu privire la supravegherea fiscală, de asemenea bazată pe acest articol. Deci dumneavoastră veți decide împreună cu Consiliul pe baza propunerii noastre. Va avea loc de asemenea o comunicare cu privire la reprezentarea externă a euro pe baza articolului 138. O carte verde cu privire la euroobligațiuni de stabilitate a fost anunțată de asemenea și în plus va avea loc un studiu al creșterii ce va fi publicat anual. Toate acestea în pregătirea politicilor economice pentru anul viitor. Toate acestea ne vor permite o mai bună integrare și convergență și vor oferi impulsuri eforturilor noastre comune. Toate acestea în același timp cu prioritizarea metodei comunitare. Rolul Comisiei este esențial, după cum și dumneavoastră ați subliniat acest lucru la Parlament. Intenționez să îi oferă domnului comisar Olli Rehn mai multe competențe. Va deveni vicepreședinte și pentru euro, vicepreședinte al Comisiei, ceea ce va îmbunătăți eficiența și eficacitatea în exercitarea răspunderii Comisiei în ceea ce privește coordonarea, supravegherea și aplicarea prevederilor în ceea ce privește guvernanța economică, mai ales în zona euro. Cred că este important și relevant, nu numai din punct de vedere al conținutului, dar și din punct de vedere simbolic, și simbolurile sunt importante, așadar să avem un comisar pentru euro, astfel încât să spunem că dorim ca guvernanța economică să aibă loc în cadrul metodei comunitare și în interiorul instituțiilor europene. În același timp, sunt de părere că este foarte important să ne asigurăm că este asigurată credibilitatea și transparența muncii noastre tehnice și asta nu numai în ceea ce privește pregătirile în domeniul economic, dar și în ceea ce privește colectarea datelor. Voi oferi așadar Eurostat, va exista un audit din partea comisarului Semeta și în plus comisarii se vor prezenta în fața comisiilor competente din Parlament. Stabilitatea financiară, guvernanța economică sunt foarte importante, dar nu trebuie să uităm că obiectivul nostru este să promovăm creșterea durabilă și ocuparea forțelor de muncă. Consiliul European, de asemenea, a acordat multă atenție acestor aspecte și mă bucur să vă pot prezenta viziunea, să fi putut prezenta viziunea Comisiei tuturor șefilor de stat și de guvern. Și mă bucur să văd că majoritatea acestor propuneri au fost preluate în concluziile summitului. Comisia lucrează la propunerile făcute în discursul cu privire la starea Uniunii și în foaia de parcurs aferentă. Să avem un act cu privire la piața unică până la sfârșitul lui 2012, adoptarea propunerilor în mod rapid pentru a îmbunătăți ratele de cofinanțare în statele care sunt în care au loc programe de ajustare. Este foarte important acest lucru pentru statele mai vulnerabile și nu pot decât să solicit din nou Consiliului să ajungă la un acord cu privire la programul pentru reglementarea asistenței alimentare pentru persoanele cele mai vulnerabile. Cred că este de neacceptat ca într-un moment de criză socială, așa cum o trăim acum în atâtea țări din Europa, e bine, tocmai în acest moment, din cauza unei lipse de decizie pe acest subiect, să supunem unui risc suplimentar pe cei mai vulnerabili. Au existat o serie de alte noi propuneri. Pe 30 noiembrie vom publica o propunere cu privire la acces la venture capital ca parte a actului pentru piața unică. De asemenea, vom face propuneri cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale. Înainte de finalul anului, Comisia va propune, va face propuneri cu privire la ocupare pe baza Fondului Social European.
De exemplu, suntem foarte angajați să accelerăm tot ce ține de agenda digitală. Nu este vorba numai de a recrea creșterea pe care am pierdut-o în ultimii ani, ci este vorba de a da speranță milioanelor de europeni. Este vorba de recâștigarea încrederii în economia de piață socială pe care o avem în Europa. Stimați deputați, în cooperare cu președintele Consiliului European, domnul Van Rompuy, și cu președintele Eurogrupului, domnul Juncker, dați-mi voie să vă anunț că vom crea și unele variante pentru modificări de tratat, ale tratatului. Mă voi întâlni cu Comisia AFCO din Parlamentul European și vom duce dezbaterea așa cum a decis și conferința președinților astăzi. Comisia de mai multe luni a spus că pentru a completa Uniunea Monetară cu o Uniune Economică avem nevoie de o mai bună guvernanță economică, avem nevoie de mai multă integrare, disciplină, de mai multă convergență. Dintotdeauna am spus că orice modificare a tratatului nu trebuie să fie nu trebuie să pară o soluție imediată la criză, însă prin integrarea unei mai bune guvernanțe și a unei discipline mai mari în tratat, vom putea preveni viitoarele crize. Toate aceste lucruri trebuie făcute în așa fel încât întreaga Uniune Europeană să rămână puternică. Nu dorim să avem diviziuni artificiale între statele membre euro și celelalte state membre ale Uniunii Europene. Consolidarea guvernanței zonei euro trebuie să fie făcută în așa fel încât integritatea pieței unice și acquis-ul comunitar să fie asigurate. Iar aceste lucruri pot fi făcute numai prin instituțiile comunitare, pentru că numai ele au mandatul de a acționa în interesul statelor membre și al cetățenilor, dar asta pe baza unor reglementări și pe baza tratatelor. Mă bucur că rolul Comisiei în asigurarea coerenței între zona euro și toate celelalte state membre a fost subliniat în concluziile Consiliului, mai ales când este vorba de asigurarea unei baze unice pe piața unică. Stimați deputați, deciziile luate în ultimele zile și în ultimele săptămâni și luni ne permit să transmitem un mesaj foarte clar în partenerilor noștri G20, și anume că Europa este unită și puternică. Vom solicita un plan de acțiune care să se adreseze problemelor care există la nivel global. Sigur că nu vom avea credibilitatea de a conduce dacă nu vom reuși să arătăm, așa cum am reușit, că avem o soluție credibilă la propriile noastre probleme. Până la sfârșitul anului, Comisia își va fi prezentat toate propunerile privind recapitalizarea sistemului bancar conform angajamentelor de la G20. E vorba de acte legislative numeroase menite să dea mai multă responsabilitate sectorului și să îi redea funcția de serviciu pentru economia privată. Știu că Parlamentul European e foarte dedicat către această agendă și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat până acum. Europa este prima entitate din G20 care a propus o taxă pe tranzacție financiară pe care o vom prezenta la Cannes la summitul G20. Cred că momentele la care am asistat în ultimele săptămâni de la Madrid la Manhattan arată ce așteaptă oamenii de la lideri. Acest tip de reacție este, bineînțeles, cel mai eficient la scară globală, pentru că poate fi folosit pentru a răspunde provocărilor globale, cum este combaterea sărăciei. Voi transmite acest mesaj cu tărie la Cannes. Doamnelor și domnilor, stimați deputați, în încheiere aș vrea să spun că astăzi Uniunea Europeană arată că putem să fim uniți în acest moment atât de greu și că ne putem demonstra unitatea, solidaritatea și viziunea europeană. E clar, creșterea și prosperitatea nu pot fi redresate într-o zi. După cum am spus în discursul meu privind situația Uniunii, alegăm aici la maraton, nu e un sprint. Însă acum
Suntem martorii unui nivel de hotărâre care trebuie să ne dea tuturor speranță și încredere. Comisia va continua să facă propuneri pentru o soluție comunitară la criză și știu că pot să contez pe sprijinul dumneavoastră continuu și vă mulțumesc pentru sprijinul de până acum. Mulțumesc pentru atenție.